Împușcați-mă. Actelor normative în vigoare. Care, de exemplu? Actelor normative în vigoare, pe care sunteți obligați să le cunoașteți. Dacă pe care faceți, nu le știi. Dacă faceți asemenea activități. Pe care nu le știi. Înseamnă că le înseamnă cunoașteți. Că habar n-ai de drepturile omului. Bună ziua. Pentru ce fel de activitate sunteți aici? Pentru asta de la 6, de pe alee. Să apărăm spațiile verzi. 25 de lei amendă pentru tăierea ilegală a unui copac, ne se pare curată încurajare. Asta tot pentru asta a ținut, nu? Da. Câte am înțeles, la ora 8. Da, la 6. Mai putem aștepta și noi câteva minute? Așteptați? Noi nu suntem împotrivă. Chiar dacă ne deranjează prezența noastră cu pistoale aici, dar nu ne deranjează foarte tare. Pe noi asta și facem, așteptăm oamenii să ne vadă de departe, să ne adune, să ne adunăm. Exact. Să ne recunoască cine e la protej, cine e la promenadă. Da, la primărie. La ce oră începe? La 6. Putem aștepta? Așteptați? Nu suntem împotriva. Și dumneavoastră. Și noi tot așteptăm, că noi pentru asta am venit. Până la ora 18 să afișați. Exact. Da, dar nu facem nimic ilegal, facem o chestie, păi rugăm, libertate de exprimare se numește. Asta vă rugăm și noi. Din moment ce dumneavoastră ați hotărât ca de la ora 18 să începeți. Și până la ora 18 nu avem voie nici să mergem prin oraș sau cum? Ba da, puteți. Puteți. Poftim, iată, mergem prin oraș, suntem în parc. Dumneavoastră ați hotărât la ora 18. Vă rog frumos. Ce ne rugați frumos? Mai așteptați până la ora 8. Noi așteptăm, mulțumim pentru sfat. Așteptați fără să afișați menul ăsta. Nu, că afișarea de banere e absolut legală și pașnică. Se numește libertate de exprimare. Și protejată și de articolul 11 din Convenție, care zice dreptul la întrunire și asociere. Noi acum ne întrunim și ne asociem. Dumneavoastră ați hotărât că de la ora 18 să înceapă. De la 18 începe protestul acolo pe alee care se pară. Și acum noi adunăm oamenii pentru protestul ăsta. Păi, dumne, dar nu în felul ăsta. De ce? Pentru că dumneavoastră ați hotărât că de la ora... Noi de la 6 o să începem protestul. Păi, vreți să repetăm? Prezentați-mi și mie un buletin. Nu am buletin. Pentru ce mă legitimați? Pentru ce mă legitimați, domnul jandarm? Am făcut ceva ilegal? Aveți voie să legitimați oamenii numai când fac sau au de gând să fac ceva ilegal. Dar eu mă exprim pașnic, legal, deci nu e motiv să mă legitimați. Eu consider asta un abuz și aș putea să scriu o plângere. Mai ales că nici măcar nu v-ați prezentat. Vă ascult, excelență. Numele dumneavoastră? Cum vă numiți? Plutonier ajutant șef Moldoveanu Răzvan. Așa, eu mă numesc Oleg Breda. Oleg Breda, sunteți... Da. Cetățean român? Irelevant. De ce vă interesează chestia asta? Pentru că încerc să vă fac o verificare. De ce mă verificați? Pentru... Verificarea se face când e ceva ilegal. Ce am făcut ilegal? Pentru că dumneavoastră ați hotărât ca de la ora 18 să începeți o activitate. Și asta e ilegal? Înainte, și asta e ilegal? Păi, bineînțeles că este ilegal. Ce e ilegal? Să stau aici în parc? Să stați în parc în felul ăsta. Cum în felul ăsta? Cu o cârpă scrisă? Exact. Strângeți cârpa asta scrisă așa cum... Deci asta considerați asta ilegal și motiv de legitimare? Nu eu, nu eu, legea spune. Ce spune legea? Legea spune că dacă protestul e pașnic, e legal. Că activitatea dumneavoastră va începe la ora 18. O să înceapă și aceea de la ora 18. Acum noi adunăm oamenii. Și până atunci vă rog frumos să respectați ceea ce dumneavoastră ați considerat. Vă rog frumos să mă lăsați în pace. Eu atâta vă rog. Ce mă rugați? Să... Vă depășiți atribuțiile, domnul jandarm. Să respectați ceea ce dumneavoastră... Vă depășiți atribuțiile. Să respectați ceea ce dumneavoastră... Îmi încălcați în drept fundamental și o să răspundeți. Vă rog frumos, aveți tot dreptul să trageți la răspundere după cine credeți dumneavoastră. O să scriu plângere. Puteți să faceți ceea ce credeți dumneavoastră. Colegul s-a prezentat. M-am prezentat, mă numesc Oleg Brega, am spus. I-am spus că mă numesc Oleg Brega. Tocmai asta v-am rugat. Ce mă mai rugat? Am înțeles rugămintea dumneavoastră, dar o să o ignor. Eu aștept, da, stau și aștept protestul de la 6. Atunci prezentați-mi și mie un document de identitate. Nu am niciun document de identitate. Și încă o dată vă întreb, sunteți cetățean român? Da. Deci vă numiți Oleg? Brega. Numele de familie care este? Brega.
Salut! Data nașterii, vă rog? 26 octombrie. Anul? 73. Mulțumesc frumos! Eu nu vă mulțumesc pentru că o consider asta intimidare, încălcarea drepturilor fundamentale. Să vă respectați ceea ce dumneavoastră v-ați propus prin documentele respectăm pe care le-ați înaintat respectăm către primărie, către celelalte instituții abilitate. Respectăm. Până la ora 18, vă rugăm frumos să vă respectați. Vă rog să vă liniștiți. Noi suntem foarte liniștiți. Și atunci lăsați-ne în pace. Păi noi vă lăsăm în pace. Tocmai asta vă și rugăm. Ce ne rugăm? Să stați în pace, să nu... Noi stăm în pace. Păi tocmai asta vă rugăm. E un drept fundamental. Se numește libertate de exprimare. Exact. Dar dumneavoastră ați considerat ca ceea ce dumneavoastră aveți domnule de făcut, Moldovan, aveți... vreți să ne lăsați în pace? Aveți de făcut. Eu de nu la mai comunic cu dumneavoastră. 18. Nu mai comunic cu dumneavoastră. Vă consider obraznic, abuziv și intimidant. Dacă vreți să afișați. Îl afișați după ora 18. O să merg unde vreau, că e libertate de exprimare, se numește... Un protocol e un loc bine stabilit. Acolo o să fie protestul. Acolo mergeți. Aici afișez bannerul. Îl afișați acolo și acolo atrageți. Vă rog să vă liniștiți. Asta vă rugăm. Asta vă rugăm. Atunci lăsați-ne în pace. Brega. Nu ne obturați lozinca, că se cheamă împiedicarea libertății de exprimare. Și pentru asta există pedeapsă penală. Exact, pedeapsa penală, asta vă rugăm și noi. Să vă respectați ceea ce dumneavoastră ați considerat că trebuie să înscrieți în protocol. Eu nu mai vă rugăiesc cu dumneavoastră, dumneavoastră nu înțelegeți drepturile omului. Păi văd că dumneavoastră nu înțelegeți prevederile legale. Bine. Păi nu e bine, tocmai asta încercăm. E minunat. Tocmai asta încercăm să vă spunem, că nu este bine. E perfect. Vă rog să-mi prezentați și dumneavoastră un document de identitate. Să ne spuneți și nouă datele de identitate. Da, nu sunt pe legitimează pe domnul Urban. Da. Nu, nicio problemă. Ne spuneți nume, prenume, dată. Stai intimidare. Dăm și mie. Vreți să rămâneți fără proteste în orașul ăsta? Aveți misiune de securitate ceaușistă. Misiune de securitate ceaușistă care intimidează oamenii să nu se mai exprime liber. Nu destul că veniți cu pistoale la proteste pașnice, dar încă și mai faceți astfel de presiuni. Sunt presiuni abuzive, intimidare, de încălcare a drepturilor fundamentale. Rugați-mă, dar nu vă băgați peste mine. Rugați-mă, dar nu vă băgați peste mine. Ceea ce dumneavoastră ați înscris în protocol. Noi atâta vă rugăm. Rugați-mă. Păi, asta încerc să fac. Eu o să vă ignor. Hai să Mădălina, du-te unde vrei. Noi atât vă vreau rugăm. Vreau să rămân cu ignoranții ăștia. Habar n-au de drepturile să mă. Afișați banere sau ce considerați dumneavoastră conform protocolului pe care chiar dumneavoastră l-ați înscris la primăria capitalei. Atât vrem să vă transmitem. Nimic altceva. Domnul Brega. Aveți pistoale, puteți să mă împușcați. Că asta e misiunea. Vă rugăm frumos să înțelegeți aspectele jandarmeriei sovietice. Ale situații. Ceaușescu v-a făcut pistoale. V-a dotat cu pistoale Ceaușescu. Riscați să fiți sancționat cu pistoale. Da, bine că nu împușcat. Sigur nu mă împușcați. Pentru ce v-am mai dat pistoale? Domnul Brega, dumneavoastră... Pistoale v-au dat, împușcați-mă. Împușcați-mă. Actelor normative în vigoare. Care, de exemplu? Actelor normative în vigoare, pe am care înțeles, sunteți da, pe obligați care nu să le cunoașteți dacă, pe care nu le știi. Dacă faceți asemenea activități. Pe care nu le știi. Înseamnă că le înseamnă cunoașteți. Că habar n-ai de drepturile omului. Drepturile omului? Păi da, dumneavoastră, drepturi fundamentale, dumneavoastră ați considerat că drepturile dumneavoastră în privința acestei activități vor începe de la ora 18. Văd drepturile mele sunt non-stop. Văd că dumneavoastră vi le încălcați singur. Eu mă nasc cu drepturile mele și ele sunt non-stop valabile. Drepturile dumneavoastră în privința acestui protest vi le-ați născut dumneavoastră prin actul normativ pe care l-ați înaintat către Primăria Capitalei. Dumneavoastră cine-s ferit poate să fie un jandarm cu pistol? Nu Doamne, altcineva. Cine-s ferit poate să fie? Domnul Brega,
Hai să facem la locul de rând. Duceți-vă unde vreți, oameni buni. Eu sunt om liber. Voi vă temeți de jandarmerie, eu nu mă tem. Dacă nu vă temeți, stați și voi. Dacă vă temeți, duceți-vă unde vreți. Te-ai dus la cunoștință că poate să nu știu. Bun, ce știi să nu știu. Zone de 6 fără, hai să mergem la... Asta e păcat, mai sunt câteva minute. Și sigur că da, e mare păcat. Jandarmeria crede în păcat. Eu nu cred în păcat. Eu sunt ateu. Jandarmeria care a gazat, a bătut, a împușcat, cum mă crede în păcat. Niște ignoranță în materie de drepturile omului și vin să-mi dea mie lecții. Nu, nu, nu-mi lua nicio bicicletă, că e a mea, te dau pe mâna jandarmeriei. Nu vezi că au pistoale? Ia mea bicicleta, da. Și-o țin unde vreau. Dacă se iau și de bicicleta mea, îi dau un judecat. Nu, ta crezi că n-are rost, dar eu cred că are rost. E principial. Știu că e. Hai să ia bicicleta și aici. Hai, mergeți. Ne vedem la locul faptei. Nu știu. Dar ne vedem pe alee acolo. Dacă îi vezi bicicleta, ia-mi bicicleta. Da, da, veniți acolo pe alee, da, la jumătate de alee. Înseamnă oameni născuți pe timpul lui Ceaușescu. Se tem de niște jandarmi ignoranți. Dar cum să nu te temi dacă ești cu pistoale? Și-s capabil să te gazeze, să te încătușeze, să te priveze de libertate, să te omoare. Ca a făcut-o jandarmeria de atâtea ori. A plecat. Și-a arătat ignoranța. Testul nostru s-a cam terminat acum, este ora 7. Vă așteptăm duminica viitoare de la 6, tot aici, să protestăm împotriva arderilor și defișărilor din zona retrocedată. Și am aflat că joi va fi ședință de Consiliu Municipal a Primăria Capitalei. Mergeți, vă rog, ca să cereți interpelare în ședința de Consiliu, să cerem autorităților o soluție pentru incendiile de aici. Vă așteptăm joi la Primăria Capitalei în ședința de Consiliu și duminică de la 6 seara aici să protestăm. Eu aș protesta și la primărie. Păi joi. Hai să ieșim de ca câțiva la primărie. Avem timp în seara asta să ne explicăm, avem 3 zile. Da, 3 zile. Eu ies. Joi la cât? La 9, la 10? La, cred că la 10. Nu e din nou. A fost obligatoria, da? Nu e. Nu mai că de la interpelare, legat de ordinea de ce.